Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu istoricul Mihai Burcea la episodul 2. Vorbim iarăși despre momentul în care am întors almele, 23 august 1944, și suntem pe strada armenească numărul 14. Salut, Mihai! Salut, salut! În cartierul armenesc. Da, suntem în cartierul armenesc, pe strada armenească numărul 14, locul în care în acest imobil a locuit Lucrețiu Pătrășcanu, un avocat din perioada interbelică, un avocat care a pledat în mai multe procese intentate de statul român liderilor comuniști de la acea vreme. Dar mai întâi o scurtă prezentare despre locul și împrejmuirile acestui imobil. În stânga avem Biserica Armenească, care în momentul de față se află într-o perioadă de consolidare și restaurare. La numărul 11, pe strada armenească numărul 11, se află sediul Arhiepiscopiei Bisericii Armene. Iar un pic mai sus, în acea vilă, de la numărul 13, se află sediul Centrului Cultural Armen. Acum, revenind la imobilul din strada armenească numărul 14, aici, în anii 40, a locuit avocatul Heran Torosian, un avocat armean care era bun prieten și avea relații apropiate în cercurile comuniste din anii 40. Prin Belu Zilber, prin diferiți șefi de la Institutul Național de Statistică, Sabin Manuil, Nicolae Betea, Anton Rațiu și așa mai departe. La începutul anului 1944, sfârșitul anului 1943 și începutul anului 1944, după ce Lucrețiu Pătrășcanu a ieșit alias Andrei Moldoveanu, după ce a ieșit din lagărul de la Târgu Jiu, a fost eliberat, s-a retras la București, a venit la București pentru a conspira, să zicem, împreună cu liderii Partidului Comunist și pentru a crea o platformă prin care forțele opoziției de la acea vreme să se regrupeze împotriva regimului antoneștian și în vederea doborârii regimului antoneștian. Avocatul Heran Torosian l-a găzduit în acest imobil din spatele meu, numărul 14, la parter. Avocatul locuia tot aici. Lucrețiu Pătrășcanu cred că locuia undeva pe spate, pentru că imobilul are și o parte în spate, are o parte nevăzută, să zicem, cu o mică curte. Și în acest imobil a locuit în perioada începutul anului 1944 până la sfârșitul anului 1945, până la, să zicem, până în toamnă, de fapt. Aici Lucrețiu Pătrășcanu a avut mai multe întâlniri conspirative, a locuit și cu soția sa. Aici a pregătit, avocatul Pătrășcanu a pregătit textul proclamației către țară pe care l-a rostit regele Mihai în data de 23 august la orele 10 de la radiodifuziunea publică. Un text pe care, da, într-adevăr, Lucrețiu Pătrășcanu l-a pregătit, dar l-a finisat împreună cu liderii partidelor politice de la acea vreme, cu Maniu și cu Dinu Brătianu. Tot în acest imobil a fost adăpostit și aparatul de emisie de înregistrare, prin care regele a înregistrat proclamația regală din 23 august. De ce s-a apelat la filiera Partidului Comunist? Pentru că la acea vreme directorul radioului public era un anume Vasile Ionescu, care era socotit un fidel al lui Ion Antonescu. Ulterior s-a dovedit că Vasile Ionescu s-a pus la dispoziția noului guvern imediat în seara zilei de 23 august 44, pentru că și el la rândul său a fost chemat la palat și a contribuit la înregistrarea discului și la transportarea lui la radiodifuziune. Acest aparat de înregistrare a fost obținut pe căi, să zicem, oarecum semiclandestine, cu ajutorul inginerului Belu Zilber, care cunoștea un radioamatorist, tânărul student de la Politehnică, Carmi Goldstein, care a reușit să procure acest aparat de înregistrare de la un coleg al său radioamatorist. Ori acest aparat de înregistrare a fost depozitat aici în apartamentul lui Lucrețiu Pătrășcanu până în data zilei de 23 august, când conspiratorii au apelat la Lucrețiu Pătrășcanu pentru a scoate acest aparat din apartament și pentru a merge la palat pentru ca regele să înregistreze pe el proclamația regală. Da, și aici în Lucrețiu Pătrășcanu, de aici șeful cancelariei palatului, Gheorghe Bălăceanu, adesea îl prelua cu mașina pe Lucrețiu Pătrășcanu și îl transporta ori la Palatul Regal, ori în diferitele case conspirative pe care Lucrețiu Pătrășcanu le vizita pentru a participa la ședințele conspirative ale Blocului Național Democrat, adică ale celor care alcătuiau rezistența politică împotriva regimului antoneștian. Acest Bloc Național Democrat, așa cum am mai spus în episodul anterior, a fost creat la 20 iunie 1944 și a fost format din partidele, principalele partide de opoziție, scoase în afara legii, evident, Partidul Social Democrat, Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal. Avocatul Pătrășcanu, după 23 august 1944, de fapt chiar în ziua de 23 august, a fost numit ministru secretar de stat la Departamentul Justiției. A fost numit la justiție pentru că comuniștii își doreau foarte mult ca în primele măsuri ale guvernului Sănătescu să fie cele de eliberare a deținuților politici, un decret de amnistie pe care același Lucrețiu Pătrășcanu l-a pregătit tot aici în acest imobil.
pentru a fi gata la momentul potrivit și a fi edictat de către noua putere. Acest decret, într-adevăr, a fost emis pe data de 23 sau 24 august. Ca urmare a acestui decret de amnistie au fost eliberați majoritatea deținuților, de fapt toți deținuții politici, mai puțin cei legionari. De asemenea, Lucrețiu Pătrășcan a deținut portofoliul justiției în guvernul Sănătescu. Apoi, odată cu 6 martie 1944, din nou în acel guvern de largă concentrare democratică condus de Petru Groza și care evident era condus de comuniști prin intermediul lui Petru Groza, liderul Frontului Plugarilor, Lucrețiu Pătrășcoanu a deținut în continuare portofoliul Ministerului Justiției, portofoliul de ministru al Justiției, până la momentul februarie 1948, imediat după Congresul de Unificare, de înghițire, de absorbție, de fapt, a Partidului Social Democrat în Partidul Comunist, rezultând Partidul Muncitoresc Român. Imediat după acest congres din februarie 1948, Lucrețiu Pătrășcanu a fost arestat, a fost ținut în detenție, în arest preventiv, până în aprilie 1954 și supus unor anchete interminabile. Cercetarea lui politică și pe linie de securitate s-a desfășurat de către Comisia Controlului de Partid, respectiv de către organele de securitate centrală. Aceste dosare se află în prezent în custodia CNSAS-ului și a Arhivelor Naționale Române. Sunt zeci și zeci de dosare care conțin actele, documentele acestei anchete interminabile. Această anchetă care a avut un sfârșit tragic în cele din urmă, în aprilie 1954, când Lucrețiu Pătrășcanu a fost implicat într-un proces, a fost capul unui lot de deținuți politici, care au constituit un lot de deținuți care au trădat interesele regimului democrat popular de la acea vreme. Heran Torosian, cel care l-a găzduit pe Pătrășcanu în lunile de vară toride ale anului 1944, a fost și el implicat în acest proces și el la rândul său a fost acuzat de spionaj și trădare și a primit an bun de detenție la sfârșitul acestui proces, în care în acest lot a fost cuprins și baronul Ion Mocioni Stârcea, cel care era la acel moment mare maestru de vânătoare, la momentul de 23 august, era mare maestru de vânătoare al curții regale și care la rândul său s-a regăsit în cadrul acestui proces de trădare și spionaj. Tot în cadrul acestei anchete a fost anchetat și baronul Ion Mocioni Stârcea, cel care era la momentul 23 august mare maestru de vânătoare al curții regale și era unul dintre fidelii, dintre apropiații lui regelui Mihai de la acea vreme. Era considerat unul dintre cei mai bogați oameni din România, ba chiar era trecut pe locul 2, pentru că avea domenii foarte mari de vânătoare în Banat și în Bucovina. Și așa cum spuneam, Ion Mocioni Stârcea a fost și l-anchetat la rândul său în cadrul acestui mare anchete care a condus la procesul Pătrășcanu din aprilie 1954. El fusese arestat în 1947 în cadrul altui lot, lotul liderilor PNC din 1947, care au fost, majoritatea dintre ei au fost arestați și condamnați în toamna anului 1947. Dar a fost inclus în această anchetă pentru că baronul Stârcea a avut relații conspirative în pregătirea actului de la 23 august cu Lucrețiu Pătrășcanu. A avut mai multe întâlniri conspirative cu Lucrețiu Pătrășcanu. În urma acestui proces, Lucrețiu Pătrășcanu a fost condamnat la moarte. Sentința a fost dată undeva în 14 aprilie și el a fost executat la Jilava în data de 17 aprilie 1954, în urma unei sentințe aplicate emise de către un tribunal militar de la București. Imediat după instaurarea regimului Ceaușescu, după venirea la putere, accederea la puterea lui Nicolae Ceaușescu, Lucrețiu Pătrășcanu a fost reabilitat în cadrul unui proces mai amplu de reabilitare a foștilor lideri comuniști care au suferit sub Gheorghe Gheorghiu Dej, iar rămășițele lui pământești au fost transferate, s-a aprobat mutarea lor de la penitenciarul Jilava la mausoleul din Parcul Carol, și au fost îngropate într-una din criptele aflate în fața hemiciclului din spatele rotundei mausoleului. Suntem pe strada spătarului numărul 15. În spatele meu se află ambulatorul de specialitate al Institutului de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan. De ce suntem aici? Pentru că imediat după 23 august 1944, spre sfârșitul lunii august 1944, aici a fost primul sediu al Uniunii Patriotice, cadrul Partidului Comunist Român. Apărarea Patriotică fusese până la 23 august o organizație de întrajutorare și de ajutorare a deținuților politici și comuniști din închisorile și lagărele aflate pe teritoriul României. O organizație care avea menirea de a-i sprijini pe acești deținuți politici financiar, bănește și material. Organizația Apărării Patriotice este de fapt fostul ajutor roșu din anii 20-30. Iar în perioada anilor 40, deci în timpul războiului, i s-a schimbat denumirea titulatura de Apărarea Patriotică. În București, Apărarea Patriotică a fost condusă de către Maria Iliescu, mama fostului președinte Ion Iliescu, care avea soțul închis la Târgu Jiu, Alexandru Iliescu,
care a fost o figură proeminentă a mișcării comuniste din anii 30 și care a fost reținut și internat în lagărul de la Târgu Jiu, undeva în anul 1940, mai întâi în lagărul de la Miercurea Ciuc, apoi la Caracal și ulterior în 1941 a fost transferat în lagărul de la Târgu Jiu. Astfel, Ion Ilescu a cunoscut mișcarea ilegală încă din perioada adolescenței, pentru că Elena Ceaușescu și cu Maria Ilescu au sprijinit această mișcare de întrajutorare a deținuților politici din locurile de deținere antoneșiene. Undeva în memoriile sale, Ion Ilescu spune că în anii 40 mergea cu Elena Ceaușescu în lagărul de la Târgu Jiu pentru a-i duce mâncare ea lui Nicolae Ceaușescu, iar el cu una din rudele sale, lui Alexandru Ilescu. Deci ei se cunoșteau, Nicolae Ceaușescu, familia Ceaușescu cu Ion Ilescu, se cunoșteau încă din perioada anilor 40, de la începutul anilor 40, să zicem sfârșitul anilor 30. Efim Iliescu, fratele lui Alexandru Iliescu, de asemenea a fost un lider regional al Partidului Comunist și ulterior, după 1950, a fost încadrat în securitate, a fost ofițer de securitate, deci Efim Iliescu. Alexandru Iliescu a murit undeva în 1945, se spune de inimă rea, pentru că a avut dispute cu Gheorghiu Udej în lagărul de la Târgu Jiu, dispute de întâietate politică, de supremație politică, cine să conducă celula de partid din cadrul lagărului de la Târgu Jiu. Și după cum se știe, gruparea Gheorghiu Udej a câștigat această luptă de supremație în cadrul celulei de la Târgu Jiu, de partid de la Târgu Jiu, și Alexandru Iliescu cu ciracii săi, să zicem, a fost marginalizat în cadrul acestei celule de partid și a fost îndepărtat din rândul comuniștilor, din lagăriști, să zicem. Bun, și această... Mai putem spune că are o stradă pe numele dânsului în orașul Oltenița. Oltenița, da. Iliescu este născut în orașul Oltenița și tatăl său, Alexandru Iliescu, are o stradă în orașul Oltenița. De ce? Bineînțeles, numele său, Alexandru Iliescu, a fost dat uitării în perioada lui Gheorghiu Udej, deși Gheorghiu Udej a avut dispute cu Alexandru Iliescu în cadrul lagorului, foarte aprinse. El nu a pedepsit-o pe soția sa, pe Maria Iliescu, pe mama lui Ion Iliescu, pentru că Maria Iliescu, așa cum spuneam, a fost șefa apărării patriotice pe orașul București și a avut un rol important în transmiterea mesajelor clandestine între locurile de deținere, între penitenciarul Văcărești și celula de partid din lagărul de la Târgu Jiu. A avut un rol important în transmiterea de alimente și așa mai departe. Și atunci Gheorghiu Udej nu s-a răzbunat pe Maria Iliescu după preluarea puterii, ba mai mult, Maria Iliescu a fost promovată ca directoarea unei direcții de specialitate din cadrul Ministerului Comerțului Exterior în anii 50. La fel, nici Ion Iliescu nu a suferit de pe urma acestei dispute pe care Alexandru Iliescu cu Gheorghiu Udej a avut-o în lagărul de la Târgu Jiu, pentru că Ion Iliescu, așa cum se știe, a devenit liderul studenților comuniști în 1956, iar ulterior a avut o carieră fulminantă în cadrul aparatului de partid și de stat și în perioada lui Gheorghiu Udej și în perioada lui Nicolae Ceaușescu. Revenind la sediul apărării patriotice din strada Spătarului numărul 15, imediat în acele zile de august, sfârșit de august 1944 și început de septembrie 1945, în arhive se păstrează mai multe fotografii ale fotografului oficial al apărării patriotice din acea vreme, Carol Francis Iosif, care a surprins numeroase momente din activitatea acestei organizații în perioada august-septembrie 44, respectiv meeting-uri care a avut loc aici în data de 30 august 1944, cu prilejul sosirii în București a primelor avangărzi ale unităților militare ale Armatei Roșii. Și de aici mulțimea a plecat către piața universității pentru a participa la acest meeting de întâmpinare a unităților militare ale Armatei Sovietice. De asemenea, există câteva fotografii de la o expoziție care a avut loc aici la începutul lunii septembrie 1944 și de asemenea și câteva fotografii ale foștilor internați din lagărele germane, din Buchenwald, din Auschwitz și Birkenau, dacă nu mă înșel. Internați care, după eliberarea lagărelor, au participat la câteva demonstrații în București, evident după eliberarea lagărelor de către Armata Sovietică și Armata Anglo-Americană. La fel și cei care au fost internați în lagărele din Transnistria, în special cei de la Rosulovo și Vapni Arka. În aceste fotografii apar foarte mulți invalizi, pentru că mulți dintre internații de la Vapni Arka și Rosulovo au fost alimentați de către conducerea lagărului cu mazăre furajeră, ceea ce le-a declanșat o serie de probleme psihice și fizice. Și au rămas cu infirmități de pe urma acestui aliment încropit de către conducerea lagărului de la acel moment și apar foarte mulți în bastoane la manifestațiile, să zicem, comuniste din septembrie, octombrie, noiembrie 1944. Deci internații care veniseră în țară se retrăseseră odată cu armata română, odată cu înaintarea armatei sovietice în Transnistria, Basarabia și Moldova. Și evident au venit și ei cu două sau trei trenuri, au fost aduși și ei în țară chiar de către regimul Antonescu. Și apărarea patriotică și-a avut sediul aici cam un an de zile, din 1944 până în, să zicem, 1945-46.
Iar în acest moment, așa cum am precizat, este o filială de specialitate a Institutului de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, care, așa cum știm, are sediul la Otopeni. Am uitat să spun, să precizez, pentru cei care sunt interesați în istoria actului de la 23 august și care vor să afle mai multe amănunte, dar nu vor să consulte întreaga literatură de specialitate, lucrări, studii, lucrări de specialitate, jurnale, memorii, amintiri și așa mai departe, recomand două romane istorice, publicate în perioada comunistă și care, bineînțeles, trebuie tratate cu oarecare reflexie, pentru că, evident, cei doi autori, Corneliu Leu și Haralam Zincă, romanele se intitulează Romanul unei zile mari, Corneliu Leu, și A fost ora H, de Haralam Zincă. Așa cum am spus, trebuie un pic tratate cu prudență, pentru că, într-adevăr, autorii au tendința de a pune înfăptuirea actului de la 23 august în seama exclusivă a Partidului Comunist. Nu exclusivă, dar pe acolo. Deci trebuie tratate oarecum cu un anumit ochi critic. Bine, trebuie spus că și după 1990, dacă comuniștii încercau să pună toată acțiunea pe seama Partidului Comunist, după 1990 s-a trecut oarecum în cealaltă extremă. Există istorici și anumite lucrări care încearcă să minimalizeze aportul Partidului Comunist la înfăptuirea actului de la 23 august, deci diferă doar pozițiile. S-au schimbat regimurile, dar întotdeauna trebuie să fim echilibrați și să analizăm din mai multe perspective. Și întotdeauna să fim foarte critici cu cei care sunt foarte mult pătimași și apropiați, să zicem, de cercurile politice, înainte de 89, mă rog, cei care lucrau la Institutul de Istoria Partidului și istoricii apropiați de regim, și după 1989, să zicem, cei apropiați de Casa Regală sau cei apropiați de partidele istorice, Partidele Democratice, Partidul Național Liberal sau Partidul Național Țărănesc. Deci, zeloși există și într-o parte și în cealaltă, să zicem. Deci trebuie să avem oarecare prudență, distanță și față de lucrările de dinainte de 89 și față de lucrările de după 1989. Acum, revenind la locurile care au marcat înfăptuirea actului de la 23 august, ne aflăm la confluența străzilor Viitorului cu Luca Stroici. Mai precis, în spatele meu se găsește un imobil aflat la confluența, intersecția celor două străzi, mai precis la strada Luca Stroici, logofăt Luca Stroici, numărul 40, este fosta Popă Chiț, numărul 26, la momentul 23 august 1944. Este imobilul în care în anii 40 a locuit istoricul, savantul, academicianul, directorul de institut Gheorghe Brătianu, cel care a fost și directorul actualului Institut de Istorie, Nicolae Iorga. Istoricul Gheorghe Brătianu, care în anii 30 a condus o aripă rebelă care s-a desprins din Partidul Național Liberal, sunt cei supranumiți georgiștii, deci PNL Gheorghe Brătianu, o aripă dizident desprinsă din PNL și care a avut ca semi-oficios gazeta Mișcarea. Deci istoricul Gheorghe Brătianu a avut nu numai preocupări pe linie academică științifică, ci și preocupări în zona politică. A fost, așa cum spuneam, liderul acestui partid, care în cele din urmă, în ianuarie-februarie 1938, va reveni în sânul Partidului Național Liberal și se va reunifica cu Partidul Național Liberal în vederea alegerilor care erau preconizate pentru februarie-martie 1938, alegeri care nu au mai fost organizate pentru că Carol al II-lea, monarhul de la acea vreme, a dat o lovitură de grație firavei democrației românești, instaurând dictatura carlistă. Bun, și Gheorghe Brătianu, așa cum spuneam, a rămas în această zonă a conducerii Partidului Național Liberal, aflat din acel moment în ilegalitate, la fel cum ca majoritatea partidelor politice, ca toate partidele politice, cu excepția Frontului Renașterii Naționale și a Partidului Națiunii, desființate apoi în 1940. Și la momentul 23 august 1944, în preajma actului de la 23 august 1944, Gheorghe Brătianu a fost și el implicat în aceste pertractări conciliabule, cum vreți să le spunem, demarate de opoziția politică unită în vederea schimbării regimului de la acea vreme Ion Antonescu. Gheorghe Brătianu, în ziua de 23 august 1944, a avut o discuție cu Ion Antonescu, la fel ca și Maniu. Gheorghe Brătianu a avut dese discuții cu Ion Antonescu, în care își exprima rezervele față de politica dusă de Ion Antonescu, deși el era un filogerman. El era văzut în acele vremuri, în anii 30, ca unul dintre cei mai învederați filogermani dintre liderii politici democratici de la noi din țară. Un fapt oarecum surprinzător, pentru că Germania era condusă la acea vreme de către un regim totalitar, un regim nazist condus de Partidul Național Socialist. Și Brătianu a avut și dese vizite în Germania și era și un, în timpul războiului a fost și un om bine văzut de către legația Germaniei la București, ca în cazul în care Ion Antonescu ar fi fost detronat de la putere, un posibil favorit la preluarea puterii ar fi fost Gheorghe Brătianu. Cu toate acestea, totuși, Gheorghe Brătianu, putem spune că a fost un democrat convins și a colaborat cu opoziția unită pentru schimbarea, bineînțeles, pe cale pașnică, iar în cazul în care nu se putea, pentru schimbarea brutală a liderilor regimului antoneștian.
Iar în ziua de 23 august 1944, Gheorghe Brătianu a fost mandatat de către Iuliu Maniu și Dinu Brătianu și de către Lucrețiu Pătrășcanu și PSD, deci sub acoperirea Blocului Național Democrat. A fost trimis la Snagov, unde Antonescu și avea reședința, pentru că se afla în dispersie majoritatea instituțiilor statului la acea vreme din cauza bombardamentelor demarate de aviația anglo-americană în aprilie 44, se aflau dispersate în diferite localități limitrofe din jurul Bucureștiului. Și așa cum spuneam, și președinția Consiliului de Miniștri și reședința lui Ion Antonescu se afla la acea vreme în august 1944, începând cu aprilie-mai 1944, se afla la Snagov, în palatul fostului principe Nicolae. Și acolo își desfășurau ședințele Consiliului de Miniștri, deci guvernul. Și în ziua de 23 august, Gheorghe Brătianu i-a făcut o vizită lui Ion Antonescu, în dimineața zilei de 23 august, fiind mandatat de către Opoziția Unită să-i prezinte rugămintea imperios necesară din partea opoziției de a cheia armistițiu, pentru că rușii sovietici spărseseră frontul în data de 20 august și se apropiau vertiginos de capitală. Așadar, Gheorghe Brătianu a avut această discuție cu Ion Antonescu, tot acolo se afla în anticameră și Eugen Cristescu, care ulterior la procesul lui Ion Antonescu l-a descris pe Gheorghe Brătianu în termeni nefavorabili, l-a portretizat ca fiind unul dintre cei mai apropiați lideri politici apropiat de legația germană de la București. Așa cum spuneam, Cristescu se afla și el în anticameră la Ion Antonescu, așteptând să-i prezinte situația informativă a zilei. Gheorghe Brătianu i-a prezentat poziția adoptată de liderii Blocului Național Democrat, însă Ion Antonescu i-a precizat că el va dispune încheierea armistițiului exact în clipa în care va dori, neobligat de nimeni și în condițiile sale. L-a rugat pe Gheorghe Brătianu să se întoarcă la liderii politici ai Blocului Național Democrat pentru a-i oferi garanții scrise și în cazul în care va primi aceste garanții scrise, el va lua în considerare și semnarea armistițiului. Gheorghe Brătianu a plecat de la actualul Palat Snagov, a revenit în capitală, le-a prezentat discuția avută cu Ion Antonescu, lui Iuliu Maniu și lui Titel Petrescu, numai că între timp au avut loc evenimentele de la 23 august. Liderii politici, Brătianu, Iuliu Maniu și Constantin Titel Petrescu, la uzul celor spuse de Brătianu, au spus că vor lua în considerare această duleanță lui Ion Antonescu și vor începe să elaboreze aceste garanții pe care Ion Antonescu le solicita. Numai că după masa zilei de 23 august, Ion Antonescu a venit la palat, precedat fiind de Mihai Antonescu, în această audiență regală, în cadrul căreia a fost arestat. Revenind la Gheorghe Brătianu și acest imobil din strada Logofot Luca Stroiș, numărul 40, de aici a fost reținut, arestat, ridicat în 1950, în acea noapte a demnitarilor, mai 1950, dacă mi-aduc bine aminte, în care mai mulți lideri politici din perioada interbelică, ai marilor partide politice, au fost arestați și anchetați și transportați ulterior la penitenciarul Sighet, unde foarte mulți dintre ei au și încetat din viață, la fel ca și Gheorghe Brătianu a fost exterminat la penitenciarul Sighet. Dar mai vreau să spun un lucru. Înainte de a fi arestat aici în 1950, Gheorghe Brătianu, fiind și profesor universitar și conducătorul Institutului de Istorie, actualul Institut de Istorie Nicolae Iorga, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu în anul 1947 și a fost atent supravegheat de siguranță și ulterior în 1948 de către securitate, fiindu-i introdus și chiar agenți de siguranță și de securitate în cadrul imobilului. Deci el locuia undeva sus la etajul 1 sau etajul 2, iar la parter se aflau acești agenți ai siguranței care consemnau absolut toate mișcările care se întâmplau, telefoanele pe care le primea și îl însoțeau în momentele în care Brătianu mai ieșea pe săzile adiacente pentru a face cumpărăturile. Și a fost supus acestei presiuni, înainte de a fi arestat, o bună perioadă de timp a fost supus acestei supravegheri, monitorizări permanente. Deci înainte de a fi arestat a fost mai întâi supravegheat pentru că liderii comuniști de la acea vreme se temeau ca în jurul savantului Gheorghe Brătianu să nu se coaguleze o poziție politică. Evident, aceasta era o nebunie. Gheorghe Brătianu nu mai avea în vedere preluarea puterii politice și nici nu mai avea cu cine să coaguleze eventuală opoziție structurală, organizațională, pentru că între timp fuseseră arestați și foarte mulți dintre liderii PNC și mulți dintre cei care fuseseră făcuți de parte din partidul său, din PNL și PNL Gheorghe Brătianu, erau supuși unor vexațiuni teribile din partea siguranței și ulterior a securității. Și din acest imobil, așa cum spuneam, a fost ridicat în 1950, trimis la penitenciarul Sighet din județul Maramureș și acolo a fost supus unui regim sever de recluziune și alimentație și în cele din urmă, în 1953, a încetat din viață, a murit. Suntem în piața Pache Protopopescu din București. În dreapta avem Biserica Greacă, iar în spatele meu se află un imobil care, în perioada interbelică, din anii 40, a adăpostit sediul central al siguranței statului. În memorialistica foșilor deținuți politici din antifasciști, să zicem, a celor care au trecut prin anchetele siguranței, apare recurent menționarea acestui imobil din spatele meu,
al siguranței centrale, a siguranței statului. Aici au avut loc numeroase anchete conform acestor mărturii, acestor depoziții, de asemenea evadări spectaculoase prin spatele imobilului și numeroase cercetări desfășurate de siguranță împotriva presupușilor inamici și opozanți politici ai vremii. După 1945, nu știu ce a adăpostit, dar cu siguranță știm că liderii, fruntașii siguranței din perioada interbelică și-au petrecut foarte mult timp în acest imobil din spatele meu. Suntem în fața casei din Calea Moșilor numărul 103, casa cu parter, n-are etaj, un imobil în care în noaptea de 13 spre 14 iunie 1944 a avut loc o ședință conspirativă, una dintre cele mai importante ședințe ale conspiratorilor, celor care au înfăptuit actul de la 23 august. O ședință, așa cum spuneam, la care au participat generalul Sănătescu, Constantin Sănătescu, viitorul prim-ministru, baronul Ion Moceanu Stârcea, colonelul Dumitru Dămăceanu, șeful statului major al Capitalei, inginerul Ceaușu, respectiv Emil Bodnaraș, Lucrețiu Pătrășcanu, generalul Gheorghe Mihail, generalul în rezervă Gheorghe Mihail la acea vreme, cel care va fi primul șef al statului major general în ziua de 23 august 1944. Și la această ședință conspirativă din 13 spre 14 iunie 1944 s-a decis constituirea unui comitet militar care să pregătească, din punct de vedere militar, un plan de blocare a unităților germane din capitală și în cazul în care ar fi ripostat, de anihilare a punctelor de rezistență germane, care ar fi devenit, evident, trupe vrăjmașe în clipa în care s-ar fi schimbat guvernul. Potrivit mărturiilor participanților de la acea vreme, Constantin Sănătescu în jurnalul său, Dumitru Dămăceanu în memoriile lăsate la Institutul de Istoria Partidului, Emil Bodnaraș în cadrul unor ședințe de la Institutul de Istoria Partidului și așa mai departe, memoriile baronului Ion Moceanu Stârcea. Ședința a durat între orele 2 și 4 dimineața. Au avut loc câteva schimburi acide de replici între Emil Bodnaraș, pe de o parte, și generalul Gheorghe Mihail, pentru că la această ședință s-au propus mai multe variante de răsturnare a regimului militar. De pildă, cercurile palatului, prin Gheorghe Mihail, sugerau o schimbare pe calea amiabilă de schimbarea lui Ion Antonescu cu Ion Gigurtu, industriașul Ion Gigurtu, cel care fusese premier în 1940, ultimul premier al regimului carlist, și care era o personalitate politică agreată de legația Germaniei de la București. La auzul acestei variante, Emil Bodnaraș a ripostat dur și a susținut, așa și cum era normal, că această variantă nu are nicio șansă de izbândă. Și chiar a bătut cu pumnul masă Bodnaraș, spunând că este improbabil să aibă succes un astfel de demers. De partea cealaltă, reprezentanții Partidului Comunist, Emil Bodnaraș și Lucrețiu Pătrășcanu, au propus eliminarea prin forță a lui Ion Antonescu, în sensul de a-l aresta undeva ori la Palatul Peleș de la Sinaia, unde era reședința de vară a regelui, deci în cadrul unei audiențe a regelui, Ion Antonescu la rege, la Palatul Snagov sau la președinția Consiliului de Miniștri din București. S-au prezentat aceste variante și cele din urmă a prevalat, varianta de Gigurdu a căzut, pentru că nici regele, după ce Constantin Sănătescu cu baronul Ion Moceanu Stârcea au plecat de la această ședință și au prezentat regelui această variantă, chiar și regele a spus că nu are niciun sort de izbândă și a opinat că nu este valabilă, nu poate avea șanse de succes. Și a rămas una dintre cele mai importante ipoteze de lucru, de pregătirea planului militar și de răsturnare a regimului, cea propusă de către reprezentanții Partidului Comunist, Recte Pătrășcanu și Emil Bodnaraș, respectiv cea în care Ion Antonescu ar fi trebuit arestat undeva între cele trei puncte pe care le-am menționat, sau la Palatul Regal din București, ceea ce s-a și întâmplat în data de 23 august 1944. Comitetul militar care a luat naștere în cadrul acestei ședințe, la sfârșitul ședinței s-a decis constituirea unui comitet, unui grup clandestin de lucru, care să pregătească, din punct de vedere militar, operațiunea de răsturnare a regimului. Acest comitet militar a fost format doar din cei trei, Gheorghe Mihail, Bodnaraș și Dămăceanu. Imediat după ședință, nemulțumit fiind că propunerea sa nu a avut sort de izbândă, generalul Gheorghe Mihail s-a retras la Sinaia. În schimb, acest comitet militar și-a desfășurat câteva ședințe la domiciliul colonelului Dumitru Dămăceanu, în strada Naumbrânceanu numărul 27, unde vom merge mai târziu în episoadele următoare, la două dintre domiciliile baronului Moceanu Stârcea și, dacă nu mă înșel, și într-o casă de pe strada Cristofor Columb numărul 3. În cele din urmă, acest comitet militar, la care inima, sufletul acestui comitet militar a fost Dumitru Dămăceanu. El a avut mai multe întâlniri cu Emil Bodnaraș la domiciliul său din Naumbrânceanu, așa cum spuneam, dar colaborarea sa cu Bodnaraș avea loc mai mult în cadrul unui schimb de informații. Deși Bodnaraș era un fost militar de carieră, totuși planul de operații
pregătit pentru a fi pus în aplicare în clipa în care regimul va fi răsturnat, nu a fost realizat de comun acord cu Emil Bonăraș, ci cu doi ofițeri din subordinea colonelului Dumitru Dămăceanu, respectiv ofițerii Vițelaru și Rasovicianu, care lucrau în cadrul comandamentului militar al capitalei, al cărui șef de stat major era Dumitru Dămăceanu. Și cu acești doi ofițeri, cu care se închidea în biroul său din Alea Modrogan numărul 1, acolo unde și avea sediul comandamentul militar al capitalei. În acest birou a fost pregătit acest plan militar de operații, de blocarea garnizoanei unităților militare germane care făceau parte din garnizoana germană din București, condusă de colonelul von Werther. Bun, și acum vom face câțiva pași în această casă, tip vagon. Pe jos se mai păstrează încă pavele foarte, foarte vechi. Genul ăsta de pavele îl regăsim și în curtea Palatului Regal din București, în curtea actualului Muzeul Național de Artă a României. Se pare că participanții au intrat undeva prin spate, nu au intrat pe ușa principală, participanții la ședință, și au intrat undeva către... Ședința a avut loc în această zonă, în vagonul imobilului cu parter, fără etaj, în noaptea de 13-14 iunie 1944. Și văd că se păstrează foarte bine. Dacă ar fi restaurată, chiar ar fi un proiect de succes, un proiect arhitectural de succes. Sunt mai multe. Precum vedem hanul din față, că se da, hanul sau începe hanul sau restaurat. Da, casa este chiar se află chiar vis-a-vis de hanul sau acolo, un monument istoric fantastic pe care în cele din urmă abia în acest an primăria a reușit prin acest trust de construcție al primăriei capitalei a început lucrările de restaurare și reconsolidare a hanului sau acolo și să sperăm că în câțiva ani, să zicem 2-3 ani, lucrările vor fi finalizate. Mai vreau doar să spun faptul că case de acest tip se mai găsesc pe Calea Moșilor. Eu am mai văzut vreo 3-4 cel puțin. Deci este un fel de specific al locului și bănuiesc că sunt toate au fost construite cam la începutul secolului 20. Mai trebuie spus faptul că imobilul de pe Calea Moșilor numărul 103 i-a aparținut comerciantului, negustorului de textile Izidor Safian, Izidor Berger Safianu, care era principalul furnizor de stofe și textile al curții regale. Prin el s-a făcut legătura, prin acest comerciant, s-a făcut legătura între conducerea Partidului Comunist Român și cercurile Palatului. Și mai trebuie spus faptul că imobilul este construit în anul 1907, între el și blocul care se află la 25 de metri din spatele meu și a fost construit în anul 1937, în a doua jumătate a anilor 30, s-a construit și o anexă care leagă oarecum blocul de casa deținută de Izidor Berger Safianu. Izidor Berger Safianu, care după 1947, după ce principalul său magazin de stofe și comerț de pe Lipscani, respectiv viitorul magazin București, i-a fost confiscat și naționalizat, în acel an a emigrat. Undeva prin anii 60-70 l-am descoperit în anumite documente de la Arhivele Naționale. Locuia în Chile, era devenit un adept fervent al partidelor de dreapta, era un învederat luptător anti-Allende, deci principalul lider al forțelor de stânga. Și tot așa, în anii 70, Izidor Berger Safianu, după venirea lui Pinochet la putere, sau înainte, nu mai țin bine minte, a plecat în Statele Unite ale Americii și a rămas acolo, din câte știu, până la deces, care nu știu în ce perioadă s-a produs. Dar știu sigur că a rămas timp de ani buni în Statele Unite. Suntem pe strada Sfinților numărul 10, undeva în apropierea pieței Rossetti. Ne aflăm în fața acestui imobil de pe strada Sfinților numărul 10, unde a locuit Iuliu Maniu, tot așa în anii 1940 până în 1947. Este unul din domiciliile pe care Iuliu Maniu le-a avut în București. Alte domicilii pe care le-am menționat și anterior sunt cele ale avocatului Lecuția din Schitul Măgurana numărul 19, din Ion Vodă Caragea numărul 27. Maniu, așa cum am spus și anterior, nu avea proprietăți în București, ci locuia la prietenii politici, la partizanii politici, la liderii Partidului Național Țărănesc care activau în capitală. Ori aici, în Sfinților numărul 10, Maniu a locuit o bună perioadă din anii 40. Este un imobil în care a locuit și Ion Gheorghe Maurer imediat după 23 august 1944. Deci, practic, putem spune că Ion Gheorghe Maurer, viitorul prim-ministru comunist, cel mai longeviv prim-ministru comunist din anii 60, anii 60-70, a fost vecin cu liderul național țărănist, Iuliu Maniu. Maniu, după cum se știe, a fost arestat, și am și spus într-un episod anterior, a fost arestat, ridicat în anul 1947 din bulevardul Dacia, din sanatoriul deținut de doctorul Jovin, unul dintre fidelii săi politici, dintre prietenii săi politici. Iar aici, de asemenea, în Sfinților numărul 10, Maniu oferea audiențe prietenilor săi, șefii de circumscripții,
ale PNC filialelor sau liderilor PNC veniți din teritoriu cu diferite probleme la București. Maniu, după cum se cunoaște, a fost un om auster, un om integru din punct de vedere politic. El era greco-catolic, ardelean greco-catolic. Un om care nu punea preț deloc pe avere, pe bogăție, de aceea nici nu, de pe urma sa nu au rămas averi imobiliare, financiare, conturi și așa mai departe. Pur și simplu pasiunea lui era politica, puterea, putem spune, dar a fost un model de integritate și de conduită în viața politică românească, interbelică și postbelică, să spunem. Atâta cât a mai durat din 44 până în 47. Și de aceea cred că trebuie să recuperăm memoria lui Iuliu Maniu. Evident, și în zilele noastre, memoria lui Iuliu Maniu, la fel ca și al secretarului său particular, Corneliu Coposu, este onorată și celebrată după cum se cuvine și după cum trebuie, pentru că este un model de integritate în viața politică. Cum trebuie să se comporte un om politic în spațiu public și în viața politică. Ceea ce presupune și negocieri secrete, și negocieri publice, și modul în care îți prezinți ideile și viziunea asupra țării și a unei societăți în spațiu public. Și de aceea cred că Iuliu Maniu, prin întreaga sa activitate în interesul țării, în zona politică, un democrat convins, într-adevăr, putem spune, a avut și el părțile întunecate ale biografiei sale, există dispute în rândul istoricilor privind acel moment din biografia sa politică, respectiv alegerile din decembrie 1937, când Iuliu Maniu a semnat un pact de neagresiune electorală cu Corneliu Codreanu, la care au aderat ulterior și alte formațiuni politice, dar se insistă pe acest pact de neagresiune electorală încheiat cu Corneliu Codreanu, pentru că este un punct vulnerabil în biografia sa. Într-adevăr, prin acest pact de neagresiune electorală, Maniu cumva a legitimat într-un fel, deși nu ăsta a fost scopul lui, scopul lui era de a lupta, de a crea un front electoral împotriva carlismului și împotriva tendințelor autoritare ale regelui Carol al II-lea. Și de aceea Maniu a semnat acest pact de neagresiune, care nu este o înțelegere electorală, nu este o convenție electorală, ci este pur și simplu, așa cum spuneam, un pact de neagresiune. Și acest moment din biografia sa este și pe bună dreptate, adică nu contest faptul că este problematic totuși să scoți din underground mișcarea legionară, garda de fier, partidul pentru țară, așa cum se chema la acel moment, și să o scoți din underground, să o introduci în overground-ul politic românesc. Deci nu vreau să fiu encomiastic, vreau doar să spun că orice om politic își are părțile bune și părțile sale din biografie, dar în ceea ce îl privește pe Maniu, pe lângă faptul că este un simbol al ruptei pentru identitate națională în Ardeal, a fost și deputat la Budapesta, în perioada de dinainte de 1918 și unul dintre cei care au coagulat declarația de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, așa cum spuneam, totuși părțile bune din biografia sa trebuie luate în considerare și chiar și cele negre trebuie puse într-un anumit context, dar trebuie menționate în același timp. Deci să spunem și despre lucrurile bune și despre lucrurile mai puțin bune din trecutul său politic. Acestea fiind spuse, încheiem acest episod în acest moment. Urmează următoarele episoade pe care Mihai o să ne le pună la dispoziție și o să vă rugăm să ne scrieți în comentarii care sunt locurile și străzile pe lângă care ați trecut și pe care vi le-am prezentat în episodul de astăzi. Vă salutăm, toate cele bune!